Bună ziua, dragii noștri, ce mai faceți? Iată-ne din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei noi campanii pe site-ul editurii Herald, Zilele Sănătății Mintale. O campanie prilejuită de celebrarea, aniversarea pe data de 10 octombrie, Ziua Internațională a Sănătății Mintale. Vorbim despre toate tiparele relaționale, traumele din copilărie, anumite răni emoționale care determină anumite comportamente, anumite tipare comportamentale sau relaționale. Este foarte important să avem parte de o sănătate mentală care întregește cumva sănătatea noastră fizică. Și vorbim alături de Roxana Avădanei, psiholog, psihoterapeut în formare. Bineînțeles, ca de fiecare dată, în cadrul oricărei campanii pe site-ul editurii Herald, venim și cu o recomandare de carte. Este vorba despre Corpul își amintește, psihofiziologia și tratamentul traumei, de Babette Rothschild, carte publicată în colecția Psihoterapia a editurii Herald. Pentru a naviga prin multitudinea de informații pe care ultimul deceniu le-a adus în provocatorul domeniu al psihologiei traumei, este nevoie de concizie și claritate. Sunt două calități prin care această carte, Corpul își amintește, ne impresionează în mod special. Autoarea americană Babette Rothschild reușește să transmită mult necesara structură de bază pe care orice terapeut o poate lua cu el în cabinet, din complexa teorie a psihofiziologiei traumei, dar mai mult de atât ne redă pas cu pas o veritabilă metodă de lucru, un instrument de lucru cu pacienții. Roxana, pentru că pomeneam puțin mai devreme de data de 10 octombrie, Ziua Mondială, Ziua Internațională a Sănătății Mintale, cât de important este să conștientizăm anumite probleme pe care le avem. Primul pas în acest demers foarte complex și destul de îndelungat, i-aș spune eu, al terapiei, al psihoterapiei, cât de important este să conștientizăm, să spunem, anumite probleme în funcție de atitudinea și de comportamentul, de anumite reacții pe care noi le avem față de anumite situații, față de anumite contexte sau față de oamenii cu care noi ajungem să relaționăm, să interacționăm, cât de important este și mai ales cum putem face în așa fel încât să ne păstrăm, dincolo de tiparele relaționale de care pomeneam mai devreme, să ne păstrăm cumva echilibrul, să ne păstrăm un soi de autocontrol asupra propriilor noastre reacții. Bună, Sorin! Mulțumesc pentru invitație. Cred că partea asta de lucru cu noi este ceva ce nu se termină toată viața. Și indiferent dacă lucrăm singuri sau lucrăm cu ajutorul cuiva, este ceva mai mult decât necesar. Trăim cu noi în fiecare zi, în fiecare minut, în fiecare secundă și calitatea vieții noastre este un aspect foarte important. Cu cât suntem mai atenți la lucrurile pe care le facem în mod repetat, cu atât reușim să depășim niște bariere, cu atât reușim să ne eliberăm și să trăim așa cum am putea la capacitatea noastră maximă, la potențialul maxim. Fără să ne blocăm în niște pattern-uri, pentru că am avut cândva niște traume sau niște evenimente nefericite, felul în care noi rămânem cu ele, este uimitor. Este tot un mod de apărare. Psihicul nostru are o capacitate enormă de a se apăra și de a găsi tot felul de metode prin care să nu mai trecem vreodată prin niște experiențe neplăcute. Mecanismul de apărare. Și atunci de multe ori facem niște lucruri, nu ne dăm seama și chiar aud din ce în ce mai des oameni, mă, dar mi se întâmplă tot timpul același lucru, parcă aș fi blestemată. Păi, ți se întâmplă același lucru pentru că nu ai vindecat anumite răni și atunci ele apar mereu sub o altă formă, dar reapar. Și repeți același tipare. Te-ai vindecat. Repeți același tipare, sigur. Și atunci, da, este foarte important că dacă vrem să trăim sănătos,
și psihic, dar și fizic, pentru că cele două nu sunt separate. Ele funcționează împreună. Mai nou sunt și studii care demonstrează acest lucru, faptul că nu, creierul nu este doar gata, șeful minții și al emoțiilor, nu, emoțiile sunt stocate în corp, gândurile, totul are o reverberație și în felul în care se simte corpul nostru. Și atunci trebuie să ne tratăm ca un întreg, din toate punctele de vedere, gânduri, emoții, corp. Apelez acum la dubla ta calitate, să spunem, aceea de, hai să-i spun, îmi vine în minte cuvântul sportiv, dar hai să-i spunem, deci Kyaikido este până la urmă un sport, nu este doar un sport, este și o formă de meditație, este o formă de rigoare interioară, este o formă de autodisciplină. Și, într-adevăr, aici se vede foarte bine cum se îmbină partea de igienă și de educație a corpului, da? Printr-un sport care, repet, presupune, artele marțiale în general presupun multă rigurozitate și autodisciplină. Pe partea cealaltă, postura de psiholog și de psihoterapeut. Și ne dăm seama, de fapt, că în spatele, pornind de la recomandarea de carte Babette Rothschild, Corpul își amintește, o carte cu totul și cu totul admirabilă, ne dăm seama că în spatele anumitor afecțiuni de natură fizică sau morfo-fiziologică sunt, de fapt, niște răni emoționale, niște episoade traumatice, cele mai multe din copilărie, pe care memoria noastră celulară, în ADN-ul nostru, le-a păstrat. Exact cum ai spus și tu, corpul stochează acele emoții negative prin care noi am trecut și corpul are această reacție de autoapărare, da? Mecanismele de autoapărare, de a nu mai trece prin acele episoade traumatice sau de a nu mai reactiva, tocmai de aici vine și procesul vindecător, de a nu mai reactiva acele răni emoționale. Când am început practica, abia absolvisem facultatea de psihologie și, desigur, așa ca și alegere de a merge spre o artă marțială, ca și alegerea de a merge către facultatea de psihologie, a fost la bază dorința mea de a învăța mai multe despre mine și de a depăși niște traume, suferințe, blocaje. Mi-am dorit foarte mult să depășesc timiditatea, să depășesc partea asta de neîncredere în mine. Am avut mult de lucru și încă am și am observat că ceea ce înseamnă lucru cu corpul este fascinant să vezi cât de multe lucruri ies la suprafață, deși în perioada aia eu nu făceam psihoterapie, deci am lucrat cu corpul foarte mulți ani și este absolut fascinant. Adică în Aikido se lucrează cu un partener. Se reproduc practic niște situații din viața de zi cu zi, sub o altă formă, dar tu ești tot tu, ca și ceilalți, sunt toți ei. Și în aceste interacțiuni observi pattern-urile tale, că te retragi, că ți-e frică sau că dimpotrivă lupți, te duci tu înainte, tragi de oameni, vrei să dai cu ei de pereți sau dimpotrivă, faci prea moale, te înmoi sau faci până la jumătate, după aia, gata, mulțumesc, sau te grăbești, vrei să duci cât mai repede la bun sfârșit, încât nu mai ești atent la ce faci între timp. Te duci direct, hai, vreau să-l trântesc pomul ăsta, să-l duc jos, nu mai contează cum. Și atunci toate lucrurile astea, având un instructor, un sensei, cum îi spunem noi, bun, care îți oglindește ceea ce faci, privește și spune, uite, Roxana,
te-ai cam înmuiat sau uite, acum ești un pic prea agitată sau uite, fă lucrurile pe rând, vrei să faci prea multe lucruri deodată. Toate lucrurile astea te ajută să-ți dai seama, ok, păi stai că eu asta fac și în viața de zi cu zi. Și atunci începi să cureți lucrurile astea. Sau inclusiv se întâmplă cu anumite persoane pe saltea în timpul antrenamentelor, nu știu, să semene cu cineva din viața ta cu care tu ai avut un anumit tip de interacțiune și atunci ai ocazia să o faci într-un mediu protejat, să schimbi un pic dinamica, să ieși dintr-un rol și să faci ce ai de făcut. Am avut situații, inclusiv am avut o persoană, un partener pe saltea, care semăna cu tatăl meu, inclusiv fizic. Tata care, vreau să-l ierte că a murit între timp, a fost agresiv cu mine, inclusiv fizic. Și atunci când m-am trezit cu acest partener pe saltea, am înghețat, deși eu între timp mai înaintasem în practică și nu mai eram chiar începătoare. Și în momentul ăla am revenit la ceea ce știam eu, înghețul. Faptul că am reușit să depășesc, mă rog, să rescriu momentul ăla a fost foarte important. Și ca să revin și pe partea fizică de ce efect are asupra corpului nostru faptul că noi nu suntem bine, se pare că din ce am mai citit, ultimele studii spun că primele reacții sunt la nivelul corpului, abia apoi vin emoțiile și gândurile. Și de multe ori poate noi nici nu ne mai dăm seama, nu mai procesăm. Dar corpul deja a avut o reacție, el a răspuns într-un fel. Și toate reacțiile astea devin un model. Vedem oameni care sunt foarte sperioși, un pic i-ai atins, aoleu ce m-am speriat. Și-au creat un obicei din a supra-reacționa la stimul, că trăim într-o lume de stimul până la urmă. Și felul în care noi suntem obișnuiți să răspundem la stimul, dacă o luăm pe linie biologică, este să răspundem la frica aia cea mai mare, nu? Te atacă un animal sălbatic. Atunci, da, trebuie să ai niște reacții de pregătire, luptă, fugi sau îngheață. Îngheață, da. De altfel sunt și cele trei mecanisme de apărare pe care le pomenește Babette Rothschild în cartea Corpul exact. Și amintește. Exact. Și atunci, noi acum nu mai avem astfel de pericole, sau, mă rog, noi cei care trăim la oraș, nici vorbă de astfel de evenimente. Cu toate astea, noi avem aceleași mecanisme de apărare. Și corpul se supraîncarcă cu adrenalină, cu cortizol, da? Hormonii stresului și avem niște răspunsuri disproporționate la niște aspecte mult mai pe care putem să le trecem mult mai cu ușurință. Și desigur venim și vorbim și despre faptul că anumite emoții neexprimate, anumite gânduri limitative care se tot învârtă acolo în capul nostru, la un moment dat au un efect și asupra corpului nostru. Nu întâmplător sunt tot mai multe cazuri de cancer, de boli autoimune, de ulcere gastrice, de asta la nivelul pielii, zona zoste și așa mai departe. Toate sunt conectate pentru că nu putem separa capul de corp, ele sunt un întreg și totul are un efect, sunt interdependente. Și în interiorul nostru, dar și în exteriorul nostru. Chiar am urmărit un video de curând cu un alt traumatologist foarte bun, Gaber Mate, care vorbește despre anumite boli, inclusiv cancer, și au făcut un studiu pe mai multe femei care aveau nodul la sân. Înainte să le facă testul, biopsia, au făcut și un studiu psihologic, să vadă cam în ce stadiu sunt aceste persoane. Și multe dintre ele suferiseră un anumit stres puternic, dar asta nu a fost suficient ca testul să iasă pozitiv. Și multe altele ieșiseră, cumva erau izolate,
nu aveau prieteni, erau izolate de societate și nici acolo nu era un criteriu suficient. Dar acolo unde se regăseau cele două criterii, creștea cu peste 10% șansa ca rezultatul testului să fie pozitiv. Prin urmare, da, tot stresul este important odată să-l putem exprima și doi, cineva din afară să ne poată asculta, să vină să pună o mână pe tine, hei, ești bine, ce se întâmplă, vrei să vorbești despre asta, uite, sunt aici lângă tine. Sunt niște elemente importante pentru noi ca oameni să putem trece mai departe. Și chiar vreau să fac o completare la cele spuse de tine. Într-adevăr, și conform studiilor, anumite traume din copilărie ajung să somatizeze pe zona aceasta de psihologie somatic sau psihosomatică, că tot pomeneai de studii făcute pe femei, cauze ale anumitor boli, de exemplu cum ar fi nu numai cancerul de sân sau anumite chisturi sau anumite mici tumori pe uter. Și aproape că fiecare zonă a corpului nostru are un corespondent pe partea de psihosomatică și pe partea rănilor emoționale. Mm-hmm. Sigur. Chiar am întâlnit în cadrul formării, eu fac o formare în psihoterapie integrativă la API și chiar am văzut niște cazuri deosebite lucrate cumva cu public. Am văzut, de exemplu, o situație a unei persoane care trecea printr-un doliu și avea un umăr înțepenit. Și terapia a constat tocmai în... terapeutul a observat acea... Era o mișcare a umărului în momentul în care vorbea despre anumite aspecte și a sugerat să dea voce acelei mișcări a umărului și să lase umărul să, și mâna să ducă mai departe mișcarea și ce-i vine să facă să elibereze acel ceva. Și într-adevăr acolo era o furie îndreptată spre persoana care murise, o bunică foarte dură, dacă mi-aduc aminte, care a și menționat că o va urmări după ce va muri, în fine. Dar a eliberat acea mișcare și mâna respectivă, de fapt, era ca un stop. Punea stop, oprește-te. Dar pentru că și-a blocat asta, că na, cum e la noi, la români, despre morți numai de bine, și nu și-a exprimat partea asta de, și de furie, că este și ea o parte din doliu până la urmă, s-a stocat toată durerea în acel umăr. Sau mai sunt persoane care, iarăși, dintr-o neexprimare, acumularea unor frustrări, până la urmă undeva ele se magazinează și avea noduli pe tiroidă. Odată ce a început să lucreze mai mult prin terapie și nu numai, că terapia nu funcționează dacă tu nu lucrezi cu tine și în viața de zi cu zi. Nu poate să facă miracole terapeutul, dar persoana aia nu mai are nodulii respectivi. Medicii încă tratează, din păcate, numai din punct de vedere fizic. Nu întreabă și contextul în care te afli. Nu întreabă, ok, ești stresat. Care e situația cu persoana cu care alcătuiești un cuplu? Ai copii? Istoricul. Anamneza psihologică, da. Da, și fiecare tratează pe bucățele. Sigur, acum au mai apărut și medici foarte buni care chiar sunt dublu specializați și au început să se formeze un pic și în partea asta terapeutică sau psihologică, astfel încât să trateze ca pe un întreg. Și uite, acum mai mi-amintesc că partea asta corporală e cu atât mai importantă cu cât noi înmagazinăm în corpul nostru multe amintiri pe care le avem din perioada preverbală. Perioada în care, neavând un limbaj, neavând încă, creierul nu este încă pregătit pentru partea asta de exprimare, nu avem gânduri bine formate și nu avem limbaj, totuși memoria corpului există.
faptul că tu ai fost foarte mic, să zicem că aveai sub un an, nu știu, chiar două luni sau chiar din purtica mamei și ai asistat la anumite scene în care, nu știu, părinții tăi se certau sau cineva din apropierea ta folosea un ton nepotrivit sau niște sperieturi foarte mari. Lucrul ăsta rămâne în corpul nostru și sigur că uităm pentru că practic e o non-amintire, că tu nu aveai gândurile formate. În cazul ăla, de exemplu, în terapie, se lucrează fără cuvinte prea multe, ci chiar pe corp, pentru că pacientul nu mai poate exprima ceea ce nu își amintește să fi trăit ca și gând, ca și emoție. Și, din păcate, singura formă de exprimare a unui bebeluș sau unui copil în copilăria mică, cum se mai spune, până ajunge să articuleze și să se exprime și el din punct de vedere oral-verbal, este plânsul. Și plânsul, apropo de o altă carte frumoasă în colecția Parentaj, Bebelușul meu înțelege tot, plânsul este de altfel singura formă prin care copilul la acea vârstă își poate exprima nevoile, necesitățile, dorințele și așa mai departe. Pentru că neavând vocabular, neputând articula nimic, el își manifestă și își exprimă emoțiile prin plâns. Dragii noștri, a fost alături de noi astăzi Roxana Avădanei, psiholog, psihoterapeut în formare, în psihoterapie integrativă. Am vorbit despre campania aceasta de pe site-ul editurii Herald, Zilele Sănătății Mintale, cu ocazia Zilei Internaționale a Sănătății Mintale pe data de 10 octombrie. Recomandarea noastră de carte de astăzi, Corpul își amintește psihofiziologia și tratamentul traumei de babet roșil, în colecția Psihoterapia a editurii Herald, o carte pe care vi-o recomandăm cu tot dragul, o carte foarte, foarte bine scrisă, cu foarte multe exemple, dar și cu studii de caz, cu cazuistică și cu soluții practice. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Mulțumim mult, Roxana Avădanei. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, aveți o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere!